Ce ia cu Dumnezeu? Uite-o cum se rupe. Nu. Uite cum se... Iubesc testul ăla cărnii astea, parcă arată cum arată chihilimbarul. Cum arată? Chihilimbarul are o textură asemănătoare. Uite-o și tu ce spune. S-a terminat gândacul. Asta este visul unui nopțivar, chiar dacă încă e primăvară. Dar acum nu mai contează la timp. Doamne, cum arată cărnii. Livile, măcar cu asta te joci mereu tu. Bă, la mesele tale, pe unde cheamă oamenii sau pe unde faci tu evenimente. Băi, sunt sigur că carnea asta e... Și mai ales carnea asta de la EG Carne, de la George. Deci cum poate să arate carnea asta? N-are nicio legătură cu vita normală. Știu. Nicio legătură cu vita normală. Adică dacă ai mâncat vită și ai mâncat-o pe asta, este total diferit gustul. Da. Total diferit. Cea mai scumpă carne din lume. Cea mai bună în același. O aveți acum în fața voastră. Asta e așa la pământul tău, ca să nu uite speresc. Datorită lui George, nu aici de carne. Vreau să-mi dați un bără, vreau să-i trebuie. Ia, fața ca să nu dau un pic de grăsime. Mă, nu facem, nu facem mizeria aia ca la... Nu, nu, nu. Nu facem. Bă, cum trebuie să facem? Bă, o famă asta. Punem și zare Maldona acum pe ea, ca să-i dăm viață. Am lăsat-o un pic la... Odihnă. Odihnească așa. Da. Și acum o să ne bucurăm de ea. Chiar aici. Cu mâna. Chiar aici cu mâna. Ce ia cu Dumnezeu? Uite-o cum se rupe. Nu. Uite-o cum se rupe. Băi! Mă, cum să muși din carne așa, parcă ai mâncat într-o bucată de pâine? Poți spune că sunt fericit?